Salutare, salutare, salutare! Bucătarul sau țarul? Aceasta e întrebarea. Bine, în varianta rusească, la Kremlin. Fiindcă, între cele două personaje care sunt acum în spatele nostru, Vladimir Putin și respectiv Evgeni Prigojin, sau cum s-o pronunța, adică comandantul... Nu Prigojin. Nu e un Prigojin, sigur, fiindcă e comandantul trupelor Wagner, alea care au făcut atâta prăpăd în Ucraina. Urmează a avea loc o dispută probabil, cel mai probabil fizică, și analiștii militari occidentali spun că cel puțin unul dintre cei doi va ieși de pe scenă. Cel puțin unul. Foarte interesant. Cel puțin. Păi se poate și chestia, doi se bat și al treilea câștigă. Adică mă gândesc că e posibil să iasă chiar amândoi. Eu sper să nu rămână unul ca domnul Gerasimov sau ceva de genul ăsta. Să rămână eventual un politician mai vertical și mai deschis la a negocia și a pune dracului, pune cumva frân acestui război. Povestea este cam așa. Comandantul trupelor Wagner și-a permis imediat după marea paradă de la Moscova, din 9 mai, să-l critique, și nu în termeni ușori, ci de-a dreptul brutal, pe actualul țar. Câte tancuri au fost la parada aia? Unul singur. La restul unde erau? Nu știu, trebuie să-l întrebăm fie pe bucătar, fie pe țar. Dar ideea acelei parade, ca să ne întoarcem puțin, a fost următoarea. Putin a gândit un mesaj, după părerea mea, foarte simplu, dar foarte direct. Rusia este o țară atentă, care nu-și mai dezvăluie toate secretele. Ca atare, toată lumea știe de vechiul tank foarte performant, de altfel, T-34. Cu ăla ieșim la paradă, adus, bineînțeles, ajornamentul la zi, vopsi și așa mai departe. Și cu restul să vedem noi, fiindcă spre deosebire de parada de anul trecut, atunci când am putut vedea noile modele de tancuri, anul ăsta n-a fost decât un singur tank, un T-34 după vremea lui Stalin și celui de-al doilea război mondial. Dar cu care Stalin a câștigat atunci, niște mii de kilometri de Europa. Parada. Și efectele sunt vizibile încă astăzi. Dar asta vreau să zic, că bucătarul ăsta susține că țarul a greșit. Că țarul l-a trădat, că țarul nu i-a trimis muniție, nu lui personal, ci oamenilor lui care luptă pe front în zona orașului Bakhmut. Și vrea să-și ia jucările să plece acasă, nu? Cred că și vrea și cam luat, fiindcă dacă asistăm de câteva ore bune la o contraofensivă ucraineană care se desfășoară cu succes în zona Bakhmut, tare mă tem că Prigojin asta a și făcut. Și a luat jucăriile, a dat ordinele, băieți, părăsiți cuibul? Cum pleacă acasă? Pleacă acasă cum plecau ei la Roma să dea jos pe împărat? Sau pleacă acasă ca să refugieze undeva în munți, să nu mai caute sistemul de jurisdicție, nici rusesc, nici... Întrebarea ta e foarte bună. Nu știm în ce fel de novelă sau telenovelă rusească modernă joacă Prigojin. Nu știm nici ce fel de act o să pună în practică Vladimir Putin, dar... E evident că între cei doi o să se nască, dacă nu cumva s-a și născut, un act final. Da, și... Unul de încheiere. Poate pentru noi o să fie cumva chiar bafta, cum a fost când, și în alte dăți, când tăia doi se bat și al treilea poate nu câștigă, a unei opriri a acestui conflict inutil, problema. E greu de crezut. Treaba e că... Bucătarul, că de-aia se spune bucătar, fiindcă a fost cândva chiar bucătar. Da, și am înțeles că trimitea și mâncare pe la armată și alte lucruri. Avea un sistem de catering, n-a fost doar un bucătar. Așa asta știu și să fac o ciorbă. Asta arată că omul știe foarte bine sistemul. Și atâta timp cât îl cunoști foarte bine, poți să fii la fel de periculos ca și cel care conduce. Tu te gândești că cumva el este o portavoce a unui sistemului? Da. E o șansă să fie cumva cel care zice gata, ne-am săturat de Putin. Poate să fie și sistemul să vrea să-și decapiteze și capul pentru a putea să rămână sistemul identic. Da, poate să fie o reprezentație de genul acesta. Poate să fie un act final în care să câștige exact cine nu te aștepți. Vă dați seama cât de poate sunt. Și atunci nu știm. Dacă nu cumva o să ne punem aceeași banală întrebare, era mai bine cu World Bank, că pe ăla îl știam, decât cu ăsta nou, imprevizibil, maestru n-a pune sare și piper pe rană. Se spunea cândva în zona de spioni că cel mai bine e să-l benții pe cel care îl cunoști decât să vină unul care nu știe cine e. Da, fiindcă atunci apar elemente noi, surpriză, imprevizibile și iată, avem un război la graniță care se prelungește și despre care nimeni nu își mai asumă un termen final și la care noi dorem încheierea.
Până atunci, Vicențiu Popa și Alexandru Catalan vă salută și vă urez doar atât. Hai să urmărim povestea cu mai multă atenție. Și pace!